În emisiunea de ieri am întâmpinat-o cu toții pe Cosmina, noua concurentă din Casa Mireasa, venită ca să-și găsească aici jumătatea. Aș vrea să cunosc băieții care sunt singuri, dar nu vreau să îmi dau părerea încă. Nu sunt foarte mulți. Sunt vreo trei, nu? Acolo, ai văzut? Leoaicele! Păi nu, am vrut să văd și cuplurile logodite în persoană. Da. Felicitări! Mulțumim frumos! Bun, deci acolo e... Nu, eu nu mai aveam loc pe partea aia. Nu mai aveam loc pe partea cealaltă. Se pare că această afirmație a lui Alin a enervat-o la culme pe mama sa. Doamna Daniela a renunțat la orice menajamente certându-și fiul. Ce e gestul ăsta, mă, de țăranci? Că eu nu te uita la mine. Am zis eu nu te uita. Am păi făcut, nu, dar aici că eu că sunt prea personale. Am făcut la Caterin, că lasă-mă că... Mă enervez când le iei așa. Nu le iau, te-am întrebat. Ei, da. Am zis eu adică mai aveam loc o partea cealaltă. Fată... Și ce, de ce să cunosc? Doamne, zici că l-a fermecat Adelina. Nu se poate cunoaște. Dar ce ești așa sălbatic? O să o cunosc, nu-i normal, păi că o să o cunosc. Vă, că ești cam orice sălbatic. Concurent de aici. Păi nu, ci că sunt sălbatic. Că păi nu, dar cum ai spus unde? Așa ce? De am zis că nu mai aveam loc acolo. Ei, nu se apropie. Mai apropie dacă aude așa. Radu însă nu a pierdut vremea prea mult, părând foarte încântat de Cosmina și dorind neapărat să insiste pe acest aspect. Multe chestii în comun. Cum ar fi? Desenatul. A fost acolo, a fost acolo. Face aia. Aia cam în afară de desenat și cu mine le ai, dragă. Dar nu le-ai văzut tu. Că tot business management și actorie. Corect. Tot în Londra am stat și stau. Voi sta? Da, dar zici că Bologna, nu? Sunt ai mei în Bologna, da, nu stau în Bologna. Adică nu o să stau în Bologna. Dar lasă că tu ți-ai găsit deja că ai multe chestii în comun, hai pa! Doamne, n-am voie acum să mai glumesc sau mai... Să glumești? Nu, glumește în serios! Culmea, și ei îi plac băieți în comun, dar cred că eu cu ea avem multe chestii în comun, nu tu cu ea! Ia uzi, Alina, acum am dat de gândit, să știi. Acum înțeleg eu multe. Nici ea n-a avut multe relații, de fapt o singură relație. Singură relație care dura 6 luni. Care nu se știe cum a fost. Băi, ai fete experimentate, nu ți-au venit. Dar nu vreau experimentate, mă, pe partea aia. Ba, da. Le experimentez eu, nu e o problemă asta. Și uite așa, încet, încet, intrarea noii concurente a cam scos la iveală adevărata fața a relațiilor dintre concurenți. Te-mi fricoși. Nu. No. E agitat, nu vezi numai. Nu știu de ce, e supărat. Cred că e frică de fata de pe mine. E, mi-e frică. Trebuie să fie o gazdă bună. Da, și Costinel acolo. Dar toți băieții trebuie să fiți. Eu ajung cu bagajele. Cei mai cutezători își făceau planuri, iar alții trăgeau concluzii testând terenul. Ești un pic pierdut în spațiu. Eu? Te gândești cum să... Te gândești cum să o abordezi. Asta ziceam. Nu e problemă de asta. Dacă treaba e reciprocă. Dacă n-ai chimie cu ea, te întorci la Alina. Nu mai primește la apoi. Dacă nu e chimie, vine mâine altă fată. Aha. Bă, ce fac dacă am chimie cu amândouă? Aici da, e problema. Ce te faci dacă are chimie cu amândouă? Și săptămâna viitoare intră un băiat nou, așa că... Te-a pupat din Besos. Besitos. Te-a pupat din mers. Să intre, că nu de asta ieși și emisiunea. Se spune că cei care se tachinează se plac, dar timpul ne va dovedi asta oricum. Până una alta, cuvântul dat trebuie respectat. Hai să ajutăm fata cu bagajele, ca așa e frumos. Mulțumesc! Haide, după tine! Radu își prelua atribuțiile de gazdă, fiind foarte atent la nevoile Cosminei, prezentându-i variantele. Unde vrei tu să așezi? Hai că sunt ok cu bagajele! Aici este... prima opțiune. Asta e camera mamelor. Aici stătea Adelina, acum nu mai stă nimeni. Aici e Alina, ăsta e gol din nou. Deci, ăsta? Cred că rămân ceva? În camera cealaltă, de dincolo. Mai nici okay. Aici, o să separăm noi, patule. Să o lăsăm să respire sau și ea. Poți să dormi cu Radu, aici. Aici stai tu? Aici doarme Radu, dar... și poți împărți același pat cu el în noaptea asta, nu? Deci trebuie să le despărțim. Înainte să îmi pun hainele, dacă mi-a arătat unde sunt băile. Da. Nimic mai simplu pentru Radu, cel care trăgea adânc aer în piept pentru a continua turul casei. Aici este baia. Ok, hainele sunt la spălat, dușurile sunt... Nu poate să voi aveți 4 dușuri, nu doar un duș ca la noi la băieți. Deci sunteți băieri. Ok. Te faci comodă,
Te așteptăm jos la bucătărie să bem o cafea, ceva? Ar fi foarte bine să mai vorbesc cu voi, poate scap așa de emoții. De emoții? Azi, că și eu am fost chiar ca și tine. Nu? Și ești băiat, vezi? Deci nu numai... Și degeaba sunt băiat. E, nu chiar degeaba, dar informațiile corecte se primesc tot de la o fată. Așa că Alina era gata să ajute cu ce poate. Deci schimbat acolo în spate. Și asta, dacă poți să-l aveți undeva? Aici și când te schimbi, te schimbi acolo, dacă cel mai în siguranță. Cosmina era în sfârșit instalată în casă, așa că puțin mai târziu cunoașterea continua cu câteva remarci importante. În viața mea nu am judecat pe nimeni înainte să cunosc omul sau să zic că mamă, mi-a plăcea mai mult de cineva sau de altcineva. Am zis din start că nu o să spun niciodată. Cunosc omul, vorbim, vedem cum ne înțelegem. Și după îți fac dușmani și prieteni. De dușmani, eu nu vreau dușmani. Așa am zis eu că nu vreau dușmani și tu l-a făcut dușmani. Dar de ce nu te-ai înscris de la început? Dar fi trebuit să vin de la început. Păi era mai bine, că atunci aveai ce să alegi. Acum, cum să zice, ei numai resturi. Of, Doamne. Cei mai buni sunt cei din urmă. Bă, dar știți de ce nu m-am prins eu? Că eu n-am venit de la început și ultimul. N-am venit tot așa, la jumătate. Acum ești. Eu nu înțeleg unde e gluma. S-a simțit el. Nu, e adevărul, ce? Eu sunt caviarul. Ce faceți, doamna Daniela? Da. A fost o glumă, nu? Normal. Da. Dar de ce l-a certat pe Alin că a spus că e... Că e logodit. Păi, dar are inel, are ceva că e logodit? Dar n-am spus că sunt logodit, n-am zis. Sau cum ai zis că ai afară? Am zis că eu nu mai aveam loc pe partea cealaltă, de asta... Unde sunt logodiții. Deci tu nu mai ai loc pe partea aia unde sunt logodiți. Bogdan mi-a făcut semn clar că el se disociază de cuvântul logodit pentru moment. Nu este logodit, nu. Și nu vreau să creadă că facem presiuni. Niciodată. Nu că vreți să vă băgați cum face Radu, dar... Da, dar trebuie să zic ceva, nu? Acum, ce să facem? Omul este într-un cuplu. Până la proba contrarie, nu? Cu tine vorbește. Nu, cu doamna Daniela. A, cu mine, da. Păi, deocamdată eu nu-l văd în cuplu, că nu scrie nimic acasă. Păi dacă oamenii i-au dat-o afară pe Adelina, nu? Se mai întâmplă să mai plece unul dintr-un cuplu. Poate e ca și cum ar avea un job și e în deplasare exact, o lună. Undeva. Nu? Ce face dacă pleacă soțul în deplasare o lună, divorțăm, dumneavoastră ați plecat păi în deplasare da, 12 ani? Da, da, eu sunt cu acte, adică nu pot să las și păi copii ar fi, și acte. Poate ar fi vrut și el cu acte, dar dacă a plecat. Oricum, într-o lună nu se poate face acte așa. Oricum, doar după remarc faptul că o aveți pe Alina în dreapta, pe Cosmina în stânga, aveți ofertă. Oferta ar fi. Din partea mea nu, pentru că nu e Alin care... Și Alin nu vrea nici dreapta, nici stânga. Alin e fix amanetat. Cum e o piesă, parcă. Da. Așa se spune, da. Tu ce zici, Radu? Am văzut că ai fost foarte drăguț, foarte curtenitor. Am vrut să fiu și eu o gazdă bună, așa cum și eu am fost primit. Și am încercat să fiu cam la fel. Că ai trecut și tu de curând prin... Bine, tu ai avut o primire bună. Cea mai aiurea primire a avut-o săracul Bogdan, ca să ne amintim.